Și pururea Fecioara Maria, după marele praznic al nașterii Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă și Greco-Catolică îi prăznuiește pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria și bunicii lui Hristos. Sfânta Ana este socotită ocrotitoarea copiilor și a maternității. Cultul Sfintei Ana exista înrăsărit în secolul 6 și s-a răspândit în Occident în secolul 10, iar cel al Sfântului Ioachim este de dată mai recentă, datează din secolul 16. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului, este socotită ocrotitoarea copiilor și a maternității, căci ea a zămislit la bătrânețe, după multe rugăciuni, lacrimi și post. Ioachim, tatăl Fecioarei Maria, era din neamul împărătesc al lui David, din seminția lui Iuda. Ana, soția lui Ioachim, a fost fiica lui Matan și soră cu Sove, cea care a născut-o pe Elisabeta, mama Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Voce 2. Numele Ioachim este de origine evreiască, cu semnificația Iahve, Dumnezeu a îndreptat sau Iahve a ridicat. În zilele noastre, Ioachim este mai rar întâlnit ca nume de botez, fiind mai des întrebuințat de monahi. Numele Ana este tot evreiesc. Hana se înrudește cu masculinul Anania și are semnificația Iahve a avut milă sau Iahve s-a îndurat. De la el s-au format și numele derivate, Aneta și Anca, Ancuța, numele compuse, Mariana, Ana Maria sau diminutivele, Anișoara, Anica, Anita, Anuța. Ani. La mulți ani tuturor celor ce își celebrează numele. Ce se celebrează astăzi? Sărbătoarea Sfinților Părinții Ioachim și Ana. Știți ceva despre ei, despre istoricul? Nu știu, despre istoria lor. Aveți în familie persoane pe care celebrează numele? Care nu, numele? Am avut ieri, Maria. Părinții Maicii Domnului Sfânta Ana. Așa, ce știți despre ei? Păi e nașterea Maicii Domnului, din părinții Ana și Ioachim.